Este doliu în lumea diplomației. Václav Havel, fost președinte al Cehiei și unul dintre oamenii care au contribuit la căderea comunismului, a încetat din viață în această dimineață la 75 de ani. Simbolul Revoluției de Catifea și prieten al României, Havel a murit în somn la reședința sa din Boemia. Vestea a întristat întreaga lume, iar liderii marcanți ai planetei și-au arătat regretul. Iată-l pe Václav Havel în 1989, în mijlocul Revoluției de Catifea, cea care l-a făcut cunoscut. Dramaturgul care vreme de decenii a luptat împotriva comunismului și a plătit cu 5 ani de închisoare era văzut drept omul cel mai potrivit pentru a fi primul lider al Cehoslovaciei libere. 4 ani mai târziu, când Cehoslovacia s-a destrămat, a fost ales primul președinte al Cehiei. Culmea, chiar el mărturisea că nu i-a plăcut să cocheteze cu politica. Existențiali stranca vieții ne zaimalo. Jak to, že někdo někomu se... În plan extern, Václav Havel era chiar mai popular decât acasă. Oriunde în lume a avut ușile deschise. I-a strâns mâna Papei Ioan Paul al II-lea, un alt simbol al mișcării anticomuniste, s-a întâlnit cu regina Marii Britanii și a fost omagiat de 3 președinți americani. În România, Václav Havel a venit de 2 ori, în 1994 și 2000, când țara noastră bătea pe la porțile instituțiilor euroatlantice. Sunt ferm convins că țările noastre, care sunt strâns legate una de cealaltă, se vor întâlni într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat în cele două organizații, atât în NATO cât și în Uniunea Europeană. Havel a fost gazda summitului de la Praga din 2002, când România a aderat la NATO. Am avut multiple prilejuri de a ne întâlni. Am apreciat calitățile sale și umane și intelectuale și de om de curaj. Václav Havel a fost căsătorit de 2 ori cu o dizidentă anticomunistă, iar apoi cu o actriță cu 17 ani mai tânără ca el. Fumător înrăit, a avut mari probleme de sănătate. În 1996 a fost preluat din avion și transportat la spital, unde a fost operat de cancer la plămâni, cu probleme cardiace, dar și la intestine. El a suferit alte 2 intervenții riscante. A avut și altfel de dezamăgiri. În 2008 a privit cum lumea liberă e lovită de criză. V tomto případě především před pýchou ekonomů, kteří si myslí, že tomu všemu rozumí, že mají vědecky zmapovaný svět a on se najednou ta ekonomika se chová. În ultimii ani, din cauza sănătății precare, Havel petrecea tot mai mult timp la reședința sa din Boemia. Sâmbăta trecută a avut ultima întrevedere oficială cu Dalai Lama.